m-a trimis în iadul de pe pământ cu următorul mesaj. Veți muri în mâinile mele. Am înviat, cu toate că nu vroiam asta. Aveam deja o viață mizerabilă, iar serviciul pe care trebuia să îl fac lui Lucifer nu mă avantaja sau nu mi îmbunătățea traiul. Atunci mi-am dat seama că nu trebuie să fac ce spune celălalt, ci trebuia să acționez așa cum gândeam. Și din acel moment mi-am dat seama că aveam un dar, dacă dar putea fi numit. Eram înzestrat cu puterea de a alunga demonii, trimișii satanei de pe pământul meu, din lumea mea. Și asta am făcut până acum 18 ani, slujindu-l pe cel sfânt. Dar pentru ce? Pentru a-mi demonstra că pot să trăiesc fără să fiu supus cuiva? Încă nu am găsit răspunsul. Dar pe lângă alianța cu binele, nimic nu s-a schimbat. Tot singur, tot fumător, tot eu am rămas. Cu țigara la gură și Biblia la braț, pornesc către următorul caz de exorcism. Trebuie să scot un demon mesager dintr-o fetiță de 10 ani. Știam că el l-a trimis și știam și de ce. Dar nu mai avea ce face. Mi-am ales deja partea de drum pe care merg. Constantin, Constantin, Lucifer, ce? Cum? Crezi că poți să scap de promisiunea făcută? Oh, dragul meu, nu ai cum să scap de diavol. Eu sunt peste tot. Îți aduc aminte că acum, în acest moment, pot să te omor. Și chiar fără să te ating, tot în gheara mea ai să ajungi. Au mai trecut 14 zile de când am avut această conversație cu el în visul meu, dar nu l-am ascultat. Am continuat să fac ce credeam că e mai bine. I-am ajutat pe cei posedați. Avea dreptate, chiar putea să mă omoare fără să mă atingă. Dar cred că mi-am făcut-o cu mâna mea. Am murit din cauza fumatului la 3 săptămâni după ce m-a contactat personal. Asta a fost povestea mea. Constantin, fiul diavolului. Povestea de sus, de pe pământ, sau cel puțin pentru moment.